Hai să povestim și despre STEM. Despre albumul STEM, care este practic cel mai recent album al vostru, cea mai recentă apariție Da, discografică. cea mai recentă veche apariție, da. Exact. Între timp noi am mai reîncălzit ciorba că am făcut albumul ăla de care am zis Aniversarul Armageddon și ne-am dat diploma de doctorat cu acusticul. Da. Deci am făcut un DVD și un CD acustic et patria, la Cinema Patria, care norocul că nu, că atunci era practicabil, după aceea s-a închis pe tema cu bulinele roșii, știi tu, după colectiv au început isteria aia cu nesiguranțele, cu dacă vine și cu tremurul și nu știu ce. Da. Astea au fost scoase. În același timp am mai scos după STEM live-ul ăla, live, Electric Live, care de fapt a fost înregistrare, o selecție, pentru că acolo s-a cântat 4 ore, în 2011 la Sala Palatului, un regal la Sala Palatului, care din păcate, din anumite neînțelegeri, n-a ieșit filmarea. Deci n-au ieșit, n-au fost corespunzătoare pentru a crea și un DVD. Dar măcar audio am reușit și am reușit să, cel mai mare pas pe care l-am făcut vreodată a fost că am reușit să imortalizăm odată oglinda aia, lucrarea Rocoglinda, în modul live. Da. Iarăși, da, STEM este din albumul din anul 2008 și după atâția ani scoatem și noi în sfârșit, mai scoatem unul care este în luna martie, Ah, în la care martie. tot s-a lucrat, la care am mers, am cântat, ne-am oprit, ne-am supărat, ne-am certat, iar ne-am împăcat, iar știi, cu înregistrările, cu chestiile astea, că între timp aveam și turnee și concerte și până la urmă am zis, hai domnule să scăpăm de el, ce să scoate ca să scăpăm de el, să ne uităm și la viitor, nu tot ne cramponăm în el, știi, mai ales pentru că s-a schimbat și tehnologia de lansare, după cum am observat, am probat-o pe pielea mea întâi, pe solo, Cu știi? solo, da. Da, pentru că mi-era foarte greu să înțeleg cum sfântul lansezi un album când dai cu picătura câte o piesă și la capăt îl zici că lansezi. Eu știam de o lansare normală că ai lansat albumul și pui o piesă de reclamă și gata. E, uite că e invers, este altfel și mi-a trebuit timp să înțeleg asta și am zis, perfect, dacă trebuie să bag și trupa în treaba asta, să știu eu cum e întâi la mine, pentru că eram mai avansat cu scoteam piese așa singur, știi, pa, câte una, câte nu știu ce, și după aia am reușit să înțeleg cum vine treaba asta cu lansatul pe platformele digitale, știi? Pentru că trebuia neapărat să facem pasul ăsta, că după cum observ, altfel ești mort. Unde le ascultă? La concert? Într-adevăr, casa de discuri îți dă posibilitatea să scoate un număr limitat, pentru că e sigură că o să le vinzi pentru că tu ești o trupă care se observă că ai turnee, faci turnee, știi? Și cu ocazia asta scoate un număr minimalist, un număr minim posibil cât îți dă fabrica respectivă de CD-uri și de viniluri, știi? Care să le duci cu tine și scot banii din mica investiție. Dar asta reprezintă o chestie pentru nostalgici, pentru că, după cum am observat și cum am observat cu toții, CD-uri nu mai au mașinile. Deci mașinile nu mai au decât alea vechi. Înțelegi? Și toate sunt cu platformele digitale acolo, PAC, cu Spotify, cu... Da. Așa că revenim. STEM a fost un material foarte bun, după părerea mea, care conține și idei vechi de dinainte, dar mai mult idei noi și reprezintă un fel de unire a curbelor, adică a fost fanii vechi, fanii noi, pac, 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 și acum i-am unit pe toți, cum ar veni. Nu că am vrut noi, am constatat că, sau presa de specialitate ar fi constatat că este un album de împăcare a metalului cu stilul vechi, cu toate chestiile, înțelegi? Da. Sună foarte Dacă bine. trăia, dacă trăia Pitiș, poate era și el împăcat. Știi că el care a fost foarte Moțu, care a fost foarte contrariat când a apărut Sena Sărău. Și ce să zic, este un album foarte interesant și care și sună ok. Este un album care n-a apucat încă, dar promit că o să-l pun pe streaming și pe ăla.
într-o zi. Acum sunt prea multe la da, da. Care vin, știi? Care... Dar este un material care, după cum am observat, că asta m-a pus pe gânduri să-l pun pe streamings, faptul că nu este în întregime nici pus, mai pun unii pe YouTube, știi? Mai pune câte o piesă, două, dar nu este nici acolo, știi? Și atunci ar fi păcat să nu rămână. Că el a fost cost de o casă de discuri care a predat Bocancii. Adică casa aia nu mai există. Era o ramificație a TVR1 numită TVR Media. Deci nu Pro TV. Înțelegi? Că mulți au făcut confuzii cu treaba asta. Nu. TVR Media era un fel de latură particulară sau ceva de genul și cu ei am reușit să scoatem acest CD și am avut și o lansare foarte interesantă făcută la București, la Palatul Pionierilor. Nu știu dacă ai auzit despre ea sau nu. Nu. Asta este un album bun și acest album a dat culmea, că ți-am spus că noi hiturile nu le fabricăm, numai ne pomenim că e hit, fără să vrem, un hit interesant, că e o piesă lungă, eu îl pot numi hit Zmeie. Zmeie, da. Da. Bine, am beneficiat de un clip video grație lui Dor Rocher Ionescu, care ne-a prins la Artmania, la Artmania Sibiu. A fost prima și probabil și ultima oară când am fost la acest festival. Când ne-a surprins, fiind cu televiziunea, imagine live. Și atunci a combinat imagine live cu niște imagini din arhivă, cu copii care fugeau după smeie în zona Sighișoara. Foarte interesant clip video. Nu știu dacă din cauza aia a devenit, dar probabil pentru că are o nostalgie mesajul copiilor care la început urcă zmeie și sunt împreună, sunt prieteni și când timpul trece și se reîntâlnesc, toți vor să pară grăbiți și nu mai au lumina aia în ochi care aveau atunci când urcau zmeiele împreună. Nu se mai aprinde în ochii lor. Este ca un fel de refren și lumea o cântă și chiar ne-am și gândit acum să o repunem în repertor, în playlist, acum când vom veni cu albumul nou. Mm-hmm. Eu consider un album reușit, mult mai reușit decât STEM. Mă refer la impactul asupra publicului, da. Adică la, nu la impact. Hai să nu luăm așa, că așa vorbeam ca și un corporatist. Nu, este vorba despre rezonarea publicului. Publicul a rezonat mult mai mult cu treaba asta. Trebuie să reascult și eu, îți spun sincer, l-am ascultat de puține ori, dar oricum sună a nou, sună a mai nou. Sunt curios cum va suna albumul ăsta nou. Da, STEM reprezintă, este vorba de celulele STEM care regenerează, deci capacitatea de regrupare, de regenerare a trupei, după cum s-a observat și după acest album STEM care, în care componența era noi 3 plus cineva și după aceea componența s-a reîntregit și iarăși ne-am reinventat, avându-l pe Marius la chitara a doua. Să revenim la formulele clasice de pe vremuri și băgând, cum să spun, mult mai mult power în exprimarea artistică de pe scenă.